una dintre cele mai perfide forme, dacă nu cea mai perfidă dintre toate formele pe care le ia violența și răutatea, este neglijența. Ea nu face zgomot, nu se manifestă vizibil, dar încet, încet erodează climatul, erodează binele și frumosul, până acolo încât acesta dispare în urât, în întuneric și în mizerie. Lucrurile frumoase și bune trebuiesc totdeauna îngrijite. Neglijența înseamnă nimic altceva decât condamnarea la moarte a ceea ce e frumos, bine și adevărat. Suntem foarte grijulica să nu fim violenți, să nu fim răi, să nu ne manifestăm într-un fel sau altul, dar suntem noi tot la fel de atenți să nu fim neglijenți. Nu cumva tu neglijezi pe soția ta, pe soțul tău. Nu cumva neglijezi copiii tăi, nu cumva neglijezi părinții, nu cumva neglijezi frații din biserica ta sau prietenii din grupul tău. Neglijența, acest foarte perfid dușman a tot ceea ce este frumos, bun și adevărat. Astăzi, Dumnezeu să te păzească și în întreaga ta viață de păcatul acesta.